Sesiune pentru restanțieri. În această perioadă, la Universitatea din Petroșani, are loc sesiunea de restanțe pentru cei care nu au promovat examenele din timpul anilor de studii. Perioada cea mai scurtă de restanțe se adresează studenților din anii terminali, care la jumătatea acestei luni vor susține examenul de licență. E dificil să vă spun o astfel de cifră, pentru că știți, conform sistemului creditelor transferabile, se poate promova dintr-un an în altul, chiar dacă unii studenți mai au unele restanțe și aceștia pot să susțină examenele respective pe parcurs. Astfel că în perioada 2-6 septembrie va fi sesiune de restanță pentru studenții din anii terminali, astfel încât aceștia să poată intra în examenul de licență, dacă își sigur reușesc să promoveze examenele restante. Iar licența va avea loc în perioada 16-17 septembrie. Pentru studenții din anii 1, 2 și 3 la inginerie, deci cei care nu sunt în ani terminali, sesiunea de restanțe se întinde până în 15 septembrie și va mai urma în perioada 16-22 septembrie încă o sesiune de restanță unde studenții vor trebui însă să plătească pentru fiecare examen pe care îl susțin. Abia la începutul noului an universitar se va cunoaște numărul exact de studenți care au renunțat la studiile universitare. După finalizarea tuturor etapelor, la UPET se va face o centralizare cu numărul studenților care au dezertat.